Preot profesor Ioan Bria, comentariu la Catehismul Ortodox. Economia restaurării omului. Creștinismul are nu numai o învățătură despre Dumnezeu ca și celelalte religii, ci și o învățătură despre Dumnezeu întrupat, doctrină necunoscută celorlalte religii monoteiste. Fiul lui Dumnezeu, care a intrat în condiția și forma umană într-un timp istoric, este a doua dogma a creștinismului. Creștinismul stă și cade cu memoria întrupării fizice a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Mesia din Nazaret, la plinirea vremii, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Conform Galateni, capitolul 4, versetul 4, într-o aceasta să recunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu îl mărturisește pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, despre care ați auzit că vine și chiar acum este în lume. 1 Ioan capitolul 4, versetul 2. Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce în timpul lui Ponțiu Pilat. Există deci o istorie a mântuirii sau a economiei, a cărei centru este Iisus Hristos, în care creștinii și comunitățile creștine își regăsesc identitatea lor. Prin economie se înțelege planul lui Dumnezeu pentru lume și desfășurarea istorică a acestui plan. E vorba de ceea ce Dumnezeu a făcut prin întruparea, moartea și învierea Fiului Său, Iisus Hristos, pentru restaurarea omului. Această istorie a mântuirii este redată pe scurt de Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic, în Fapte, capitolul 7, versetele de la 1 până la 53. Iisus Hristos s-a născut în Betleem, într-un oraș din Iudeea, în timpul regelui Irod cel Mare al Iudeii, care a domnit între anii 37 și anul 4 după Hristos. Cum cronologia actuală a erei creștine, stabilită de Dionisie Exigul, nu ține cont de această referință, înseamnă că anul real al nașterii lui Iisus Hristos, AD, anul Domini sau anul Domnului, trebuie să fie devansat cu cel puțin 4 ani. Indiferent de această datare, în istoria scrisă și orală a profeților, a apostolilor și evangheliștilor, a dreptilor care au văzut și auzit și cunoscut fizic pe Iisus Hristos în timpul vieții lui pământești, care a murit către anul 30, anul Domnului, adică era noastră, mărturie care a devenit substanța Noului Testament. Nu se permit aproximații sau elucubrații care ar face din Iisus Hristos o figură străină, anonimă, și din Evanghelia sa o legendă. La un moment dat, Iisus Hristos îi întreabă pe discipolii săi: dar voi cine ziceți că sunt eu? Matei, capitolul 16, versetul 16. Căci venirea Fiului lui Dumnezeu în trup este singura cale spre Dumnezeu Tatăl, este singurul lucru nou sub soare, cum spune Sfântul Ioan Damaschin. Cine nu recunoaște aceasta este numit Antichrist. Noul Testament ne prezintă persoana și misiunea lui Iisus Hristos sub două aspecte. Pe de o parte este vorba de Iisus Hristos, fiul Mariei și al lui Iosif, așa numit ca om, a cărei naștere fusese anunțată ca vestea cea bună de o mare bucurie pentru tot poporul, Luca capitolul 2, versetul 10. Genealogiile lui Iisus de la Matei și de la Luca, care îl confirmă pe Iisus la Matei până la Avram, iar la Luca până la Adam, că cuprinde istoria întregii omeniri, minunile, patima sa, crucea, ieșirea din mormânt, învierea, înălțarea la cer. Pe de altă parte, acest Iisus, care s-a născut într-un timp și într-un loc determinat, are o misiune care depășește istoria unui anumit popor, poporul Israel, adică se adresează tuturor națiunilor lumii și chiar întregii creații. Întruparea sa devine realitate radicală și universală de vreme ce cuvântul întrupat
Era lumina care luminează pe tot omul care vine în lume, luminează orice ființă umană. Ioan capitolul 1, versetul 9. Acest Iisus Mesia, care se naște după trup în Betleem, este aceeași persoană cu cuvântul întrupat, care există din veșnicie cu Tatăl, coetent, coexistent cu Tatăl, și care se face cunoscut și este activ înainte de întrupare în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu comunică cu omenirea prin cuvântul neîntrupat. Adică El vorbește profeților cuvântul neîntrupat. El se arată lui Avraam, lui Isaac, lui Iacob, lui Moise și tuturor profeților. El dă legea în Sinai. Deci același cuvânt al lui Dumnezeu, același Fiul lui Dumnezeu, care la un moment dat se arată El însuși în lume ca Dumnezeu întrupat. El este îngerul care îi se arată lui Moise pe muntele Sinai și vorbește cu vocea Domnului, Fapte capitolul 7, versetul 30. De aceea biserica creștină a acceptat scripturile iudaice ca făcând parte din Biblia creștină. Acest Iisus din Nazaret, care a intrat în istoria umană ca unul dintre oameni, este Fiul lui Dumnezeu, Domnul același, ieri și astăzi și în veci. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Același care a chemat pe apostoli, i-a învățat și i-a trimis să predice Evanghelia în toată lumea. El este noul Adam, sau a doua rădăcină a umanității. Hristos însuși, care s-a socotit ca al doilea Adam, și-a odrăznit ca o a doua rădăcină a umanității. El este omul desăvârșit, omul nou, omul fără păcat, omul îndumnezeit, omul Dumnezeu. Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, care a realizat și ca om ceea ce n-a realizat Adam, adică ascultarea desăvârșită și comuniunea desăvârșită cu Tatăl Ceresc și viața fără păcat în ascultare de Dumnezeu desăvârșită, în ascultarea voii lui Dumnezeu și în împlinirea voii lui Dumnezeu Tatăl. Căci cele în Hristos sunt zidite nouă și în El ne-am înnoit spre sfințenie și nestricăciune și spre viață, spune Sfântul Clement al Alexandriei, glăsuire la face de cartea a treia, pagina 113. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei. Tradiția patristică răstăriteană a dat o mare importanță trecerii de la teologie, învățătura despre Dumnezeu, la Hristologie, doctrină care are în centru creștinismului și al sinodilor ecumenice pe Iisus Hristos și învățătura care poate fi rezumată astfel. Unul dintre ime, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și coetern de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, fără să se despartă de sânul celui acela născut, primește a doua naștere în timp, adică a luat trup uman și formă umană și s-a făcut om după adevăr prin zlămizlirea din preacurata Fecioară Maria. Cuvântul s-a întrupat, nu unindu-se cu un trup creat, preexistent în sine, și cu suflet existent mai dinainte, ci s-a smerit pe sine întreg cu voia Tatălui și cu voia sa proprie și a luat trup întreg de o ființă cu al nostru din preacurată Maica sa. Trupul și sufletul au existență din momentul în care cuvântul s-a unit cu ele în mod natural, prin formarea proprie în pântecele Maicii sale. Tema unirii celor două naturi, omenească și dumnezeiască, în timpul nașterii și după aceea, a fost dezbătută și dogmatizată la sinodul de la Calcedon din 451. Prin întruparea cuvântului, naturile divină și umană au fost unite în el, după ipostas, adică într-o singură persoană, în persoana sa, și au fost aduse la o coexistență reală care nu îngăduie nici amestecarea firilor, nici schimbarea, nici separarea lor. Unirea naturilor în persoana sa unică nu e relativă,
afectivă sau consensuală, isotimie, ci este vorba de o unire naturală, reală. După unire, cele două firi, cea dumnezeiască din Tatăl și cea omenească din Preacurata Fecioară Maria, se păstrează tocmai integrate în persoana sau subiectul divin, en ipostaziere. Persoana sau ipostaza, cea una este compusă, căci natura lui Dumnezeu cuvântul s-a întrupat. Unul după ipostaz, el este îndoit după naturile și însușirile fizice naturale proprii. Unul este Emanuel și una este lucrarea sa teandrică compusă, corespunzătoare cu naturile și voințele sale. Adică Iisus Hristos are două naturi, două firi, dumnezeiască și omenească, și două voințe, dumnezeiască și omenească. Cuvântul s-a făcut om ca să salveze umanitatea prin ce este uman. A reunit și a reconciliat întru el și cu el pe Dumnezeu și omul, căci este de o ființă cu Tatăl, ca Dumnezeu, și de o ființă cu noi, ca om. Toate sunt ale Lui, dar unele sunt proprii lui Dumnezeu, iar altele sunt proprii omului, iar altele ocupă locul de mijloc. El vine de bunăvoie la patima sa și se oferă pe sine Tatălui. Misterul sau taina întrupării se vede la învierea din morți a lui Hristos, comparată cu a doua geneză sau a doua facere, când Hristos, al doilea Adam, devine capul noii umanități pe care el o poartă cu sine într-o eternitate. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune că efectul învierii, roadele sau roadele învierii, nu le vom vedea desăvârșit în viața aceasta, decât în viața de dincolo, când vom trăi în lumea cea nouă care a restaurat-o Hristos. Și spune că învierea este cea mai mare minune pe aceeași treaptă cu creația pe care a făcut-o Dumnezeu într-un început. Este de la sine înțeles că taina întrupării în unitatea lui Hristos, Marcu, capitolul 2, versetul 8, Matei 26, 12, adică Duhului, trupului, sufletul meu, părtaș trupului și sângelui, zice Sfântul Apostol Pavel, jertfa trupului lui Hristos, că Iisus Hristos, suferința lui pe cruce, nu se poate reduce la terminologia folosită de sinoadele ecumenice, fire, ipostază, unire ipostatică, perihorez, adică comunicarea însușirilor, și persoană. Unirea ipostatică nu explică și nu cuprinde taina unității ontologice a lui Hristos în Sfânta Treime, care rămâne una de nepătruns. Perspectiva ontologică este mult mai amplă decât cea ipostatică, iar aceasta nu trebuie să diminueze înțelegerea concretă proprie lui Hristos. Adică aceste definiții dogmatice nu epuizează exprimarea tainei. Dumnezeu este cunoscut și necunoscut în același timp, pentru că El este infinit. El este iubire și izvor al iubirii, dar o iubire infinită pe care noi nu putem cuprinde. El este frumusețea și izvorul frumuseții, dar o frumusețe pe care noi nu putem cuprinde, nu avem acces la infinitatea lui Dumnezeu decât atât cât putem, ca și ființe finite. De aceea, dogmele sunt niște izvoare, zice Părinte Stăniloae, de iubire și de cunoaștere, în care putem înainta în iubire și în cunoaștere, atât putem noi ca oameni, dar nu epuizăm niciodată pe Dumnezeu. Perspectiva ontologică este mult mai amplă decât cea ipostatică, iar aceasta nu trebuie să diminueze înțelegerea corectă proprie lui Hristos. Într-adevăr, relația Fiului față de Tatăl, ca și nașterea Lui din Duhul Sfânt, nu cad cu nimic din existența Lui concretă, din autonomia și libertatea Lui necesară, pentru a realiza opera sa ca operă a iubirii. Din cauza iubirii a devenit egal cu noi, afară de păcat, și astfel a cucerit puterea morții, a robit robimea, spune Sfântul Apostol Pavel la Efeseni, capitolul 4, versetul 8, a călcat cu moartea pe moarte.
El a deschis pentru noi o cale vie și nouă prin solul, adică prin trupul său. Evrei, capitolul 10, versetul 20. Așadar, care este mincinosul dacă nu cel care tăgăduiește că Iisus este Hristos, adică Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu cel adevărat. Oricine tăgăduiește pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl, și cine îl măturisește pe Fiul, îl are și pe Tatăl. Ioan, capitolul 2, versetul 22. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Domnul se referă la natura divină a lui Hristos contra unei erezii care susținea că El nu este Dumnezeu, ci numai om, ca oamenii. Iisus arată natura fizică, umană a lui Hristos, umanitate pe care a luat-o din trupul Preacuratei Fecioare Maria, ca fiu al acesteia. O erezie învață că El este numai Dumnezeu și că este om numai în aparență, erezia dochetistă. Hristos desemnează cele două naturi ale sale, a lui Iisus, divină și umană, ambele unite într-o singură persoană în ipostazul său, în ipostazul Fiului, pentru că exista o erezie care afirma că Iisus Hristos are două naturi și două ipostaze, dar separate una de alta. Noi îl mărturisim că are două fii, două voințe unite și nedespărțite în același timp. În persoana unică a lui Iisus Hristos, natura divină, după ce s-a unit cu cea umană, nu s-a confundat și nu s-a amestecat cu ea. Maria, mama lui Iisus, Panagia sau Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Una din prefigurările nașterii cele mai presus de fire ale lui Iisus din Preacurata Fecioară Maria este rugul care ardea și nu se mistuia, din vedenia lui Moise, Ieșire, capitolul 3, versetul 1. O fecioară preacurată, Partenos, Isaia, capitolul 7, versetul 14, conform Septuagintei, intră în lucrarea întrupării mai întâi prin faptul că ea acceptă în momentul bunei vestiri să înnoiască legile firii. Iată roaba Domnului, zice ea, Luca, capitolul 1, versetul 38. Apoi trupul lui Emanuel, al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este țesut în pântecele fecioarei din sângele ei, din carnea ei preacurată și din sângele ei preacurat, precum numai El, numai cuvântul știe, deci prin puterea Tatălui și umbrirea Duhului Sfânt. Pe de altă parte, cuvântul s-a întrupat și nu schimbându-se din ceea ce a fost unul dintre ime, ci făcând firea cerească fire umană, din Preacurata Fecioară Maria. Pe de altă parte, Maria a purtat în pântece și a strâns în brațe pe Dumnezeu întrupat, Triod, pagina 120. Dar cuvântul este cel care lucrează întruparea sa. Când ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, te-ai sălășluit în pântecele fecioarei pe care a arătat-o folositoare lumii, cântăm noi, Triod, pagina 189, devenind fiul ei și unind firele cele despărțite. De aceea, fiind lăcaș al cuvântului, Preacurata Fecioară, Maica Domnului, este slăvită cu fiul ei. Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, zice Preacurata, Luca, capitolul 1, versetul 28. Este numită născătoare de Dumnezeu, Teotokios, nu născătoare de Hristos ca om, cum învăța Nestorie ereticul, deoarece cuvântul s-a întrupat cu trupul omenesc după ipostaz, iar rămâne scara către Creatorul, este fecioară și mamă în același timp din cauza nașterii sale mai presus de fire. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, cântând noi într-o paru adormirii Maicii Domnului. Ea este femeia îmbrăcată în soare, marele semn de pe cer, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1. Ea este rugătoarea, ajutătoarea, acoperământul creștinilor. Pe rugăciunile ei îl înduplecă pe fiul ei, Preacurata Fecioară Maria, născută din sfinții și drepții Ioachim și Ana, în contract civil, conjugal, căsătorită cu Iosif,
arată că întruparea n-a fost o închipuire, o vedenie, ci o realitate istorică, naturală. Iisus este cunoscut ca fiul lui Iosif. Luca, capitolul 3, versetul 23. De asemenea, arată că Dumnezeu face minuni atunci când oamenii primesc să devină instrumente ale Harului. În tot ceea ce face, Maria se situează de partea celor care așteaptă mântuirea prin fiul ei. Preacurata și preasfânta Panagia, invocarea ei în calitate de mijlocitoare și de model, înăuntru comuniunii sfinților, este proprie tradiție ortodoxă răsăritene. Noi o pomenim pe preasfânta Fecioară Maria la sfârșitul fiecarei ictenii, spunând pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, cu toți sfinții să o pomenim. Adică împreună cu toți sfinții să o pomenim și să-i cerem rugăciunile și mijlocirile pe care le facem împreună cu toți sfinții către Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat el însuși din preacurata Fecioară Maria prin Duhul Sfânt în zilele mai de pe urmă. Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut mai înainte de toți vecii, și Fiul Mariei este și fratele nostru, iar noi suntem frații lui Hristos, căci El împărtășește sfinților trupul său îndumnezeit, în timp ce Fiul lui Dumnezeu, născut din preacurata Fecioară Maria, pe care l-a născut în chip propriu prin trupul ce lua din ea. Sfinții sunt din El, adică suntem altoiți, sfinții sunt altoiți în Hristos și toți suntem altoiți în Hristos prin botez duhovnicește. Fiind născuți de El, deoarece le împărtășește spre cuminecătură trupul său născut din preacurata Fecioară Maria, devin cotrupești. În acest fel, preacurata Maica lui Dumnezeu este și Maica tuturor sfinților. Fie acesteia, căci au comuniune și părtășie cu ea prin trupul pe care Hristos și l-a însușit din ea ca templu al său. Sfântul Simeon Nou Teolog, cuvântare morală, Filocaria 6, pagina 160. Din puterea Fiului lui Dumnezeu s-a arătat nu numai nașterea lui mai presus de fire din Fecioara Maria și ca urmare îmbiruirea morții primită cu voia, ci și faptul că nu lasă trupul Maicii lui, din care s-a format trupul lui, să se corupă în mormânt, ci îl învie și îl înalță la cer acolo unde este și el. Era firesc ca trupul ei, din care s-a format apoi trupul lui, în stare să învingă moartea, să primească și el această putere, dar nu din puterea ei, ci din puterea Fiului lui Dumnezeu, care a lucrat în ea, formându-și trupul lui. Prin aceasta ni s-a dat asigurarea că nu numai trupul lui Hristos, ca trup al persoanelor dumnezeiești, adică unul din Sfânta Treime, va învia, ci și trupurile persoanelor noastre omenești, având ca asigurare spre aceasta învierea trupului Maicii Domnului, cu care s-a unit cât mai mult. Maica Domnului este și în această privință puntea de legătură între Fiul lui Dumnezeu născut și înviat ca om între oameni. Iar că Maica Domnului nu învie și nu se înalță prin ea însuși, se arată din faptul că ea nu se arată cu trupul ei înviat, nici în actul înălțării, și aceasta nu se putea arăta astfel nici în lucrarea văzută a lui Hristos, cel înviat și înălțat lângă ea. Actul învierii și înălțării ei s-a săvârșit prin puterea Fiului ei, cel înviat și înălțat în chip nevăzut. Icoanele bisericii exprimă acest fapt prin faptul că Hristos i-a arătat cu trupul. Hristos, adică Hristos venit din cer, este arătat lângă trupul preacuratei Maicii sale, ținând în brațe sufletul ei în chip de copil, în chipul unui copil. Nu îngerii buni sau răi au sufletul ei ca la ceilalți oameni, ci Hristos însuși, Fiul ei, îl ia în brațe sufletul preacuratei mamei sale, așa cum ea l-a luat pe el în brațe ca prunc când s-a născut cu trupul. Și aceasta arată legătura directă între Maica Domnului și Fiul lui Dumnezeu,
care s-a născut din ea ca om. În Sinaxarul din Minei se spune că îngerii zburau înaintea ei. Purtată de Domnul și-au strigat la înălțarea ei, cum au strigat la înălțarea Domnului, cetelor mai de sus, zicând, deschideți porțile voastre ca să treacă Maica Împăratului tuturor. Ea va fi pe vești înstită de heruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, aflându-se nemijlocit lângă fiul ei, făcut om și ridicat la tronul dumnezeiesc de-a dreapta Tatălui, ca să se facă oamenilor, tuturor oamenilor dăruitori de slava Lui, prin comuniune cu El și prin participare la toate bunătățile Lui. Avem astfel în cer nu numai pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, care s-a înălțat de-a dreapta Tatălui, ca să trimită puterea sa celor ce cred, ca să ridice între îngeri la slava cea primită ca om de la El, ci și pe Maica Lui, care este o făptură dintre noi, dar unită în mod deosebit cu El, rugându-se și ea pentru noi. Adică nu este numai Hristos care a luat trup omenesc așa nostru și cu trupul înviat s-a înălțat la cerul și stă de-a dreapta Tatălui, ci acolo este și Maica Domnului cu trupul înviat de către Fiul ei, care și ea ne așteaptă și se roagă pentru noi. De aceea ne rugăm nu numai lui Hristos, ci și ei, ca să se roage pentru noi și încrezătorii. În rugăciunile ei noi spunem, bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului lui Dumnezeu și te rogi pentru noi. Bucură-te, mijlocitoarea între Dumnezeu și om, care ne izbăvești pe noi din nevoi. Hristos ne-a dat prin aceasta asigurarea că nu numai El înviat ca om, fiind Fiul lui Dumnezeu, ci și noi, simpli oameni, putem învia cu puterea Lui. Părinte Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos, Lumina Lumii, București, editura Anastasia, 1997, pagina 210. Răscumpărarea prin frângerea trupului și moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Unul din vechile nume și simboluri atribuite lui Iisus Hristos este Ichthys, cuvânt compus din inițialele titlului său, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Iisus Hristos, cel înviat, dă ucenicilor săi ca semn de recunoștință peștele, care în limba greacă se numește Ichthys. Evangheliile vorbesc nu numai de Emanuel, Dumnezeu întrupat, care a locuit între oameni, i-a învățat și i-a vindecat, ci și de mielul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 1, versetul 29, Isaia capitolul 53, versetul 7, care a răscumpărat pe cei din Adam. Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi prin os și jertfă lui Dumnezeu, devenind astfel mijlocitorul unui nou legământ. După asumarea firii umane în propria sa persoană, Iisus Hristos purcede la opera de răscumpărare a firii, împăcând lumea cu Dumnezeu prin ascultarea Lui față de Tatăl, dobândind iertarea păcatelor și dreptatea lui Dumnezeu. Romani capitolul 3, versetul 22, 2 Corinteni capitolul 5, versetul 18. El ne-a purtat pe toți în sine și i-a trecut pe toți prin moartea și învierea sa. De aceea i-a eliberat pe toți și le-a dat o nouă identitate. Dacă este cineva întru Hristos Iisus, este făptură nouă, spune Sfântul Apostol Pavel la 2 Corinteni capitolul 5, versetul 16. Arhiereul acesta răstignit, cum spune Sfântul Iustin Martir în dialogul cu Trifon, la pagina 116, după relatările unor evanghelii sinoptice, Iisus este acuzat de către ierarhia religioasă iudaică din Ierusalim de blasfemie, deoarece a pretins nu numai că El este Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Matei capitolul 26, versetul 63, ci și rege al iudeilor, Matei capitolul 27, versetul 37. În momentul sentinței între Iisus Hristos și Cezar, Tiberiu Cezarul s-a domnit între anii 14 și 37 după Hristos, atât Pilat cât și iudeii au consimțit și ales pe Cezar ca împărat, Ioan capitolul 19, versetul 12, strigând, nu avem alt împărat decât pe Cezarul, că nu l-au primit pe Hristos, adevăratul împărat al iudeilor și al lumii.
Răstignirea a avut loc în zi de vineri, prima zi a Paștelui iudaic, numită și ziua pregătirii, pe la ora 6, adică la ceasul al șaselea. Ora 12 a început răstignirea, la ora 15, ceasul al nouălea, și-a dat sufletul Iisus Hristos. De astfel se vede tot de aici că Iisus, care acceptă să fie numit mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, face o legătură clară între moartea sa și Paștele iudaic. Ioan capitolul 6, versetul 4. La sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie, se citește pericopa din Ioan capitolul 12, versetele 31 și 32, textul care vorbește despre Iisus Hristos ca fiul al omului înălțat pe cruce de pe pământ. Evanghelia descriu pe larg patimile lui Iisus Hristos, inclusiv calea crucii. De aceea, din această narațiune istorică putem reține. 1. Există o legătură între întrupare și jertfă, care are cauză în iubirea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Întruparea, ca și jertfa lui Iisus Hristos, sunt un dar al iubirii lui Dumnezeu. El are nu numai puterea de a crea, ci și libertatea de a iubi. Dumnezeu a iubit lumea întru Hristos Iisus, El, mielul de bună voie, înjunghea pe cruce, conform Apocalipsei, capitolul 13, luând asupra sa păcatele a toată lumea. 2. Iartă prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Pune o cântare la utrenie. Există o legătură între cruce și înviere. Între umanitatea sa smerită, unsă și botezată de Duhul Sfânt, care cucerește prin puterea sa chiar moartea sa și învierea și glorificarea sa și adorarea sa. El devine consubstanțial, homusios, cu noi în chenoză, adică în smerenie, smerenia sa, dar și în glorificarea sa, în preaslăvirea sa, doxa în limba greacă. A devenit om pentru că în el adevărata umanitate să se realizeze devenind părtașe firii dumnezeiești, prin care ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să ne facem părtași dumnezeieștii firi. 1 Ioan capitolul 1, versetul 3. 3. Slujirea de arhiereu lui Iisus Hristos, descrisă pe larg de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, arată că nici întruparea, nici misiunea sa nu au fost ceva abstract, metafizic, căci gnosticii susțineau un Hristos ceresc ca o emanație a Tatălui, nu un Dumnezeu adevărat pe care Duhul l-a părăsit înainte de patim, astfel că numai Iisus uman a suferit. Mântuirea vine prin apă, nu prin sânge. El este mijlocitorul unui nou legământ. Evrei, capitolul 8, versetul 6. El a făcut aceasta odată pentru totdeauna, aducându-se pe sine jertfă Tatălui. Este vorba de ofrandă de sine. Acest potir este legea cea nouă întru sângele meu, spune Mântuitorul. Și în acea de taină. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 25. Hristos este preot pentru totdeauna, liturghisitor la altar. Evrei, capitolul 8, versetul 2. 4. Faceți aceasta spre pomenirea mea. De la început creștini s-au adunat pentru frângerea pâinii în ziua cea din tâia săptămânii, duminica. Acesta este sacramentul, semnul distinctiv al eclesiei creștine, adică al bisericii creștine, condiția împărtășirii cu trupul lui Hristos, fiind sărutarea sfântă, iertarea, reconcilierea. În actul răscumpărării se pot observa mai multe elemente. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine și ne-a iertat din cauza iubirei și a milei Lui. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe un născut Fiul Său l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. De aceea, răscumpărarea nu înseamnă un act de dreptate legală a omului în fața lui Dumnezeu, ci restabilirea unui legământ pe care Dumnezeu însuși îl inițiază și îl realizează prin Iisus Hristos, conform Romani, capitolul 5, versetul 1 și 2. Iisus Hristos face aici gestul
preotului Melchisedec, regele Salemului, Facere, capitolul 14, versetul 18, care aduce jertfă, pâine și vin. Dreptatea lui Hristos sau realitatea concretă a jertfei lui Iisus se vede în prețul de răscumpărare, cei 2 dinari, aluzie la prețul plătit de samarinean la casa de oaspet pentru omul care cobora din Ierusalim la Ierihon. Adică trupul și sufletul, trupul pentru noire și sângele pentru sfințire, trupul și sufletul lui Adam, cel zidit după chipul lui, firea omenească ce a osândit a fost adusă de fiul său ca dar tatălui și a fost eliberată de blestem. Coasta împunsă cu lancia este scăldătoarea sau potirul mântuirii. Cu rana lui noi toți ne-am vindecat. Triot, pagina 231. Moartea lui Iisus este moarte pe cruce. Suferințele lui Iisus Hristos pe cruce, cupa pe care o bea, botezul de sânge cu care se botează, sunt hotărârea de bună voie, căci el are putere de a-și da viața și de a o lua. Mântuirea a fost lucrată public, în mijlocul oamenilor, pentru toți. Cu trupul cel de viață făcător s-a suit pe cruce și a întins mâinile ca să cuprindă întreaga omenire, ca să împreuneze cele despărțite și rupând catapeteazma, distrugând peretele cel din mijloc, el a devenit Paștele nostru, trecerea noastră cea izbăvitoare și biruitoare de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Venind pe pământ, Iisus n-a găsit pe Adam, de aceea a coborât în iad și l-a căutat acolo. 1 Petru capitolul 3, versetul 19 și 20. Coborârea în iad este o doctrină biblică foarte importantă, deoarece pune în lumină universalitatea realizată de Iisus Hristos. Cine se va coborî în adânc, în iad, ca să ridice pe Hristos din morți? Spune Sfântul Apostol Pavel la Romani, capitolul 10, versetul 7. El s-a smerit pe sine până la moarte pe cruce și până în iad a coborât. De aceea Dumnezeu l-a preaslăvit și i-a dat lui nume mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece toate cele cerești, toate cele pământești și toate cele dedesubt. Ieșit din mormânt, Iisus Hristos înviat trage afară pe Adam și pe Eva și îi repune în rai. Mielul jertfit devine mielul biruitor, lemnul păcatului și al morții devine lemnul vieții. A treia zi, ca și Iona din chit, ai înviat din mormânt și ai deschis porțile raiului. Cântăm în cântările învierii. Acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt, de să prăznuiască toată făptura văzută și nevăzută învierea lui Hristos, căci moartea a fost înghițită de biruință. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 54. Sfântul Chiril al Alexandriei face deosebirea între o economie parțială și măsurată, cea prin lege și proroci, și una generală și universală prin Iisus Hristos. Căci legea mântuia o singură casă, cea din Israel, pe când Iisus Hristos n-a făcut așa, ci a răscumpărat lui Dumnezeu și Tatăl întreaga lume prin credința în El și prin sângele Lui. Așadar, unul din treime pe cruce a fost pironit, cântăm în triod la pagina 348. Cel ce s-a răstignit trupește, dar dumnezeiește a pătimit, este Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei. Cel care a fost pânzurat pe cruce, de aceea a fost în stare să surpe iadul, să distrugă moartea, să șteargă păcatul, să înnoiască frământătura umană, să deschidă raiul închis de Adam cel dintâi. Iisus Hristos are putere asupra morții ca Dumnezeu. Pentru evrei, oricine pretindea că este egal cu Dumnezeu, era acuzat de blasfemie și pedepsit cu lapidarea, adică cu moartea. Sfântul Ștefan, insistând că a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos stând de-a dreapta lui Dumnezeu, și-a atras ura și condamnarea Sinedului din Ierusalim. Condamnarea la moarte. Fapte, capitolul 7, versetul 54 până 60. Adică, iată, prin Iisus Hristos, noi dobândim nu numai apropierea
și posibilitatea de a deveni robi al lui Dumnezeu, slujitori al lui Dumnezeu, cum au fost profeții și dreptul Vechiului Testament, și putem deveni și fii ai Lui, să fim împreună moștenitori cu El în împărăția lui Dumnezeu. Recapitulare. Importanța întrupării constă în existența personală, ipostatică, a Fiului lui Dumnezeu, pe care îl cunoaștem acum pentru că și-a asumat o altă fire, prin care a comunicat cu oamenii. Ioan 1, capitolul 18. Întruparea este o noutate, deoarece Iisus Hristos s-a născut în istorie din Duhul Sfânt și din Preacurata Fecioară Maria, unind într-un subiect sau într-o ipostază însușirile esențiale ale celor două firi, divină și umană, fără schimbare, fără amestecare și fără schimbare. Aceasta este unirea ipostatică definită de sinodul ecumenic de la Calcedon din 451. Ființa sau firea umană este enipostaziată în Logos în mod real și deplin. Cristologia nestoriană sau adopționistă susținea autonomia umanului și independența lui Iisus, că arăta greșit, că unirea ipostatică n-ar fi avut loc și practic cele două firi nu erau unite. Născătoare de Dumnezeu Teotocos, Sfântul Chiril Alexandriei, împotriva lui Nestorie, susține că Logosul însuși a devenit Fiul Mariei și din cauza aceasta Maria, mama lui Iisus, este numită Născătoare de Dumnezeu, nu Născătoare de om sau Născătoare de Hristos. Teopaschim, Hristos a avut o singură existență personală, acea Logosului, din care a suferit în trup cu umanitatea sa, și El este Cuvântul lui Dumnezeu. Sinodul Ecumenic din 553 acceptă formula teopachistă, adică unul dintre ei a suferit în trup și moare pe cruce și se află mormânt cu trupul. Teologii din Antiohia susțineau că Dumnezeu nu moare. Ori moartea este un act personal, nu impersonal. Iisus Hristos s-a identificat cu umanitatea sa, inclusiv cu moartea. Adică a fost om până la capăt, inclusiv a murit ca om. În moartea, în trup, El nu pierde ipostasul Său divin. Cine a suferit și a murit pe cruce, acela a și înviat și a fost preaslăvit prin înviere. După ce a murit și a înviat cu umanitatea noastră, noi am murit și am înviat împreună cu El, prin botez. De aceea cântăm, ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez împreună cu tine, învin tu. Pentru că în Iisus Hristos eram cuprins și noi și prin botez ne altoim de săvârșit în Iisus Hristos. Că și murim împreună cu El și înviem împreună cu El. Destinul omului este descoperit prin Iisus Hristos, fiind realizat ca înviere și îndumnezeirea omului. O cristologie ortodoxă include mai multe afirmații fundamentale, anume întruparea, unirea ipostatică, teotocosul, adică că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, a născut cu adevărat pe Fiul lui Dumnezeu, teopaschismul sau adevărul că unul din Sfânta Treime a suferit, că trupul a fost răstignit, și îndumnezeirea, teosis, adică firea umană se îndumnezeiește prin Iisus Hristos. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.